Dar ce lungă este! E cea mai lungă chestie pe care am văzut-o! Salve, sacalor! Ce faceți? Care-i treaba, băi? Suntem aici cu tovarășul Mădălin. Chiar la el acasă. Am vrut să-l pup pe gură, vă zic, și nu vrea să mă pupe. Irinca care se uită din casă acum la noi. Bun, cal, suntem cal, în mijlocul iernii și avem ochelari de soare. Deja ne-am vorbit și avem cam același... Pentru că suntem The Brothers, băi, dar te rog frumos să te dai o secundă. Ce avem aici? Avem un Ditai Șeptar, un Ditai Volvan și ne-am hotărât că astăzi să facem schimb de mașini. Eu n-am avut treabă cu BMW niciodată, am cunoscut un 5R din 2009. Așa? Și atât, un 3.0 cu 300 ceva, adică ai putere atâta. A tău are? 306 linie benzină cu motor electric 400 de cai. O să fie o chestie interesantă să trec din nou la mașină joasă. Bun, da. Facem schimb de mașini cu Mădălin. Nu uitați să lăsați un like dacă mai vreți vloguri și să trecem la treabă. 24 de ore. Let's go! Înainte să trecem la clipul propriu zis, vreau să vă anunț foarte bucuros că sponsorul clipului de astăzi este Matchmasters. Bun, deci Matchmasters este un joculeț în care trebuie să-ți învingi adversarul prin combinații mai bune decât el. Ai jocuri scurte și rapide plus o grămadă de modele potrivite pentru orice stil de viață. Treaba este că te prinde repede, pentru că are efecte speciale tare, uite, precum tablă colorată, boosteri interesante, avatare cute. Uite ca ăsta. Sau ca ăsta. Uite, ăsta e al meu, păreri. Sunt peste 10 milioane de playere, așa că scoate campionul din tine și crește-ți rank-ul în clasament. Folosește-te și de boosteri să-ți învingi adversarul cum fac eu acum. Stai să zic despre pachetul Piniata în valoare de 10 euro. Fii atent, downloadează jocul de pe link-ul din descriere și primești un cadou cu bănuți, boosteri speciale, stickere, outfit-uri și lucky spin-uri, mă. Scurs și pe doi o să fii cu un pas în fața adversarilor, așa că downloadează tu jocul acum. Este fan și m-a ajutat și pe mine și îți mulțumesc foarte mult pentru aceasta. Uite, îți las un cod QR pe ecran în caz că-ți ușor să-l mai scanezi așa pe ecran, pentru că eu chiar mă gândesc la tine. Ce faci, tătaie? Eu te fac o pană mică, nu mare. E buricul lui Zbâr. Bună ziua, prietenul lui Zbâr, încântat. Da. Te-ai fac o pană că... Și așa stă degeaba, înțelegi? Da, hai că stă. Da, bărbați, avem aici cheia, telefonul mobil, cum s-ar spune. Sper că se vede. Acum ia să intrăm noi în mașinuță. Deci cum se deblochează? Apăs pe asta? Ok, am deblocat acest șeptar. Bă, Mădălin, de ce sunt cu ei când vreau să-l deschid? De ce se închide când vreau să-l deschid? Așa, gata. Bă, de preferat să mergi doar în sport cu aia să încarci și bateria. Doar în sport să încarci bateria. Ia să vedem ce e aici, vine rău. A, dar să vedem, mă, că e limuzină, ce aveți? A, păi da, față de Volvan, ușor trap aici. Ia uite-l, hâțesc cu geonuțele, dar spatele, stați aici să mă duc în spate. Ia vezi, nu mă pesta. Cum? Frate, tu ai Bowers & Wilkins, se pornește mașina așa și ăsta de cristale, ești prost la cap și panoramic. Sincer, Snick stă puțin ca mașina. Cam drept, da? Eu stau ca un cocalar. Ca un taximetrist. Eu stau taxi. Volanul... Simte-te bine. De preferat așa. Ia uite-l unde s-l-o tras, mă! Nu, așa aici. Gata. Ia. Gata, hai, du-te. Hai, te-am pupat, pa! Du-te, Doamne ajută! Te pup, serecaule. Ți-o pleca 2-0, acum trecem noi aici. Bă, n-ai ce să spun, dă să închizi ușa, vedem dacă foarte bine izolată. Cu soft close, scuze, Mădălin. Scuze, are soft close, scuze, mai încercăm o dată, ia. Să facem așa și... Da, avem aici tableta corespunzătoare, da, mă, nu se vede. Scaun care se mișcă față spate, masaj în scaun, cred că în spate. Lumini, climă și pe spate, masaj, tabletă, frumos. Ia uite-l, bă, da, ce scaune, bă. Bă, eu nu mă știu tare la mașini, dar mie îmi place foarte mult, bă, îmi plac foarte mult scaunele. Se vede că sunt scaune scumpe și văd aici și steagul Suediei. Suedezii sunt ăștia de la Volvo, nu? Adică am zis bine, sper. Da, mă, se vede că e mașină în care să stai. Poți să o și conduci dacă vrei, dar mai mult să ai, uite aici, băi, lux. Și dacă nu mă înșel, se prea poate ca eu cu Mădălin să avem aproape aceeași culoare la mașină, aproape aceeași culoare la pielea din interior. Volvo ăsta XC60-ul este un direct competitor pentru X3 sau pentru X5, nu știu, dacă știți voi scrieți în comentarii, fraților, pentru că eu habar nu am, dar vreau să vă zic că mă simt ca într-un X5, adică mașina asta este mare. Hai să mergem în față, unde am pus cheia? Bă, unde am pus cheia? Așa, nu știu, mi-e frică să n-apăs ceva, am văzut care touchscreen aici, eu știu ce face asta, habar n-am, ești nebun. La Volvo-i doar piele și atâta. Hai să o conducem. Op, și așa. Ia, așa cum prima impresie, vai, dar cum stă, Mădălin.
Mă împingi pe mine. Nu văd nimica. În timp ce mă uitam la videoclipul ăsta, am realizat că mai avem nevoie doar de 50.000 de abonați să facem suma de 1.500.000 de subscriberi. Efectiv, abonează-te acum că durează doar 3 secunde și e gratis, bă. Uai, eu m-am obișnuit, fraților, să fiu sus, foarte sus. Bun. Ah, cu start stop, ia să vedem și s-a pornit. S-a pornit. Un display corespunzător. Acest interior de BMW e foarte diferit față de Volvo. Chiar e foarte fain. Dar este o mașină sport, fraților. Cum se cade? Tot cu bateria electrică, o zis Mădălin că-s 400 de cai. 30-400 de cai. Așa, punem cheia aici. Ia să vedem. O băgăm. Pentru cuplare apăsați butonul de deblocare. Care-i butonul de deblocare? Mădălin, care-i butonul de deblocare? La ce, la asta? Ia. Pentru cuplu trepte apăsați butonul de deblocare. Care-i butonul de deblocare? Auto hold hibrid. La la la. Bă! Bă, eu n-am condus BMW niciodată și e foarte greu pentru mine. Nu știu ce înseamnă butonul de deblocare. Nu știu să o cuplez. Mădălin nu răspunde. Bă, Mădălin, care este butonul de deblocare? Butonul de deblocare de la ce? Păi s-o bag în viteză, gen. Ai un buton cu B. A, gata. Gata, gata, mersi. Pas-o în jos, e ca la tine, e ca la tine. Da, la tine. Îmi cer scuze, hai te pup. Nici o problemă, hai pup. Da, mereu se pățește asta când se urcă într-o mașină nouă. Cel, și eu, și eu o pățesc. Bă, de ce nu pleacă mașina? Păi frâna de mână, a, ok, și pleci. Ia să vedem. Uai, dar lungă-i, Doamne, Sfinte Cruce Maria Magdalena. Wow, ce lungă ești, prost la cap, nu văd nimica. Bă, stai să-mi pun un pic oglinda, Mădălin, îmi pare rău că-ți deranjez aici. Dar ce lungă este, e cea mai lungă chestie pe care am văzut-o. Bine, acum îmi dau seama că sunt foarte greșit, let's go. Îmi pare rău că e foarte mult soare și nu se vede nimica. Ia o pișcăm o leacă. Uai, ce balenuță. Uai, poate mergem un pic să ne plimbăm cu ea și facem și un review pe din afară. Uai, dar cum se simte, nu se aude nimica. Nu se aude nimic. Bă, poate am bulit-o lui Mădălin. Bă, dar ce jos sunt. Sunt foarte jos. Ia, priviți aici, frumos. Vă zis Mădălin să o punem în sport, ca să mergem cu ea să se încarce și bateria. Cum o punem în sport? Ia, apăsăm aici butonul sport. Ok, ready, ok, deci cred că a intrat în sport, da? Ok, fraților, este foarte ciudat pentru mine. Ia uite, dar ce confort se simte, marș, mă, na, e ce trebuie, mă, trebuie să activăm. Vreau să mă opresc, să mă uit o leacă la toate opțiunile. Trebuie să am mare grijă pentru că șeptarul ăsta fuge foarte repede, fiind și benzină hibrid. Dacă am apăsat numai un pic pe el, o tăiat-o, o tăiat-o direct. Ia, numai un pic așa, să vedem, sper să nu-mi cadă camera. Wow, 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 mi-a căzut camera. Ia să vedem. Bă, fuge mașina, să-mi bag piciorul dacă nu fuge. Mamă, și ce bine stă pe drum. Uai, dar ce, bă, dar mă simt așa bărbătos. Adică și la mine mă simt viking. Eu sunt sus, îs... bă, e volvan, frate. Zici volvan, dacă îmi zici șeptar, zici așa, ia, uite, lux, premiu. Nu mă grăbesc, nu mă interesează de voi. Bă, îmi place. Îmi place, chiar e o mașină cu mințică. Deci asta este confort, scaune foarte confortabile, mă jur. Eu știam că Volvo are cele mai confortabile scaune. Cel puțin la drum lung eu am mers 7 ore, 8 ore cu a mea fără oprire. Și n-am simțit nicio oboseală, dar văd că și astea sunt superbe. Deci sunt superbe. Wow, și acest sunet pe care nu-l aud de la motor. Ia. Yeah. Bă, cu mașina asta rămâi foarte repede fără permis. Din câte am înțeles, e un 2.0. What the fuck? De când mișcă 2.0 așa? Wow. Am oprit o leacă. Vreau să mergem pe din afară să vorbim o leacă despre ea. Wow, mi-am uitat ce lung este. Ești nebun la cap. Bă, dar e tare rău de tot. Să vedem o leacă și the port bagaj. Bine rău. Ia uite rozariu aici. Bă, e un port bagaj destul relativ din încăpător. Poți să pleci într-o vacanță. Un geamantan, două și mai bagi aici în față niște chestii, e ok. 745, bine. Bine, rău de tot. Am zis că încercăm masajul în scaun. Mamă, se vede și aici toată chestia asta. Clima frumos acolo. Bun, dacă o să mai vreți să facem schimburi de mașini cu alți youtuberi, să-mi ziceți. Acum ia să mă joc eu leacă la butoane și după o să dau o părere. Stai când fuge microfonul. O părere despre mașina mea așa lui. Nick, mă adresez ție. Să ai grijă de mașina asta, că e o bijuterie efectiv pe patru roți
și abia aștept să-i pui și jantele alea mari, poate îi dai și un colant, poate lasă. Te muți aici cu noi în Cosmo dacă dorești și te ajută fratele Mădălin cu tot ce vrei tu. Bun, ne vedem direct cu Snic. Ia uite, chiar a venit acum bărbătosul. Bine, rău. Ce faci, bărbate, care-i treaba? Cum a fost? Abia acum vorbeam despre chestii la tine aici, despre bord, oleacă, despre cum e toată treaba. Eu am vorbit și despre bord și despre exterior și am luat și detalii cu fiecare în parte. Ai luat? Care vorbea. Dar când ai apucat? Eu m-am plimbat oleacă, i-am dat oleacă în goarnă cu ea. Hai oleacă aici, în dreapta. Așa. Așa, deci acum voiam să testez oleacă masajul în scaun. Am vorbit despre cum scaunii la Volvo, ai văzut că sunt foarte confortabile, dar astea sunt mega confortabile. Bă, știi ce îmi place la Volvo și ce nu-mi place aici? Mm. Bă, pielea. Pielea e mai mișto la Volvo și am vorbit despre, cum ne mai zice, despre perforațiile astea, că la Volvo sunt mult mai mari și sunt mult mai, nu știu cum să zic, organizate. I-ai dat? Ce? La mașină. Deci asta le ziceam și la oameni, că te mănâncă rău piciorul să-i dai. Tu nu știu, asta le ziceam că, bă, o să vedeți că se urcă în 2.0 la 2.600, că bă, na. Nu, 2.600 are? Da, da. Mă, vezi că eu i-am dat puțin și vreau să zic că am ajuns la 80 imediat, adică te ia poliția ușor și cu Volvo. Hai să mai ieși afară. Te-am certat că n-ai spălat-o, dar nici eu n-am spălat. N-ai mai certat pe mine, dar ia uite ce e aici. Pe unde ai fost? Prin Ștefănești de sus? Aștept să vină vara, să te văd cu 21. Hai, 22, nu? 22, da. Te văd cu 22. Erau mai mari, acum e mai mică mașina, dar alea erau și mari. Și așa dacă, mamă mea, uite nuci. Da. Bine, bă, ce-mi place mie și ce nu am eu pe mașină și tânjesc după boxe de-astea, bă, Bowers & Wilkins, am cum, zis, n-ai, am Harman da, Kardon, zbrare Bowers, da. Eu am Harman, alea puțin mai slabe. Da. Am găsit Polix la 15.000 de lei și mă gândesc, sunt foarte scumpe, dar mă gândesc. Am văzut și ce apreciez mult la cheie, n-am mai văzut aproape niciodată, să ai butoane legend descuiat încuiat pe marginea cheii. Bă, eu nu știu să o folosesc pe asta, ia ține un pic. Ai gesturi din alea cu picioarele? Da, acolo dai așa. Așa, nu? Da, așa. Gata. Hamu, ce ai? Ai cheia la tine? Da, bă, tu că eu nu știu. Gata. Uite, la tine am văzut că e pe mijloc. La ăsta ți arată că e aici în stânga, vezi? E mai în stânga, la tine am văzut că e pe mijloc. Mă, vezi că tu nu trebuie să faci așa, tu trebuie să faci doar așa, cred că. Da. Nu trebuie să dai cu piciorul, trebuie să dai așa. Așa? Deci, uite, și la asta e doar. Ia. Și dacă vrei să o închizi, bă, oare merită așa? Nu, așa mere. Deci la... Ia, nu, stai. Dar s-ar putea că nu merge când am cheia. Nu, când am cheia. Când ai cheia, e aici. Da, mă, nu m-am gândit, eu am făcut, făceam așa, gen. Nu, tot atât trebuie. Și l-a închis, ea merge tot așa? Ce prost ești, mă. Am văzut lumea că făcea așa, m-am luat după ei. Te-ai complicat, ce tu aiurea. Te vin să spun încă o dată să downloadezi Matchmaster de pe linkul din descriere. Acum cât e cald așa, ca să primești pachetul piniat, am valoare de 10 euro, să-i bați pe toți, bă. Te pup și îți mulțumesc, downloadează acolo Matchmaster pe linkul din descriere. Ce să zic, cam ăsta, băi, putem să-i dăm mâna, zicem că ne-au plăcut mașinile. Bă, mie chiar mi-a plăcut, adică ți-am zis, ai o senzație de X5 chiar dacă e puțin mai mic. Da, bă, sincer, acum nu că-s eu, că-i mașina mea, dar în comparativ cu toate mid-SUV-urile astea, mie mi se pare că e cea mai premium. Este. Se mai bate cu GLC-ul. Cu GLC, X3, na, depinde. Da, da, X3 mi se pare că e sub, restul, sub Q2, sub... Da. Nu, e. Bine, ai noroc că ai și termen de comparație, că mașina e full. Da, ai tu norocul. Da, mă, cam ăsta cred că a fost vlogul. Era vorba să facem și o liniuță, dar nu cred că putem acum. Vedem, dacă e mai facem vlogul împreună, nu uitați să lăsați un like, aveți canalul Mădălin și... Și scrieți acolo spam lui Snic, mută-te în Cosmo. Hai, v-am pupat, pa!